Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mădălina Dumitru, vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Educația Plus. Astăzi vă propun să vorbim despre performanță, despre copii care au demonstrat că totul este posibil dacă îți dorești cu adevărat. Robotica este un domeniu care atrage din ce în ce mai mulți tineri, deschizând porțile cunoașterii către tehnologie, electronică, mecanică și programare. Ce poate fi mai provocator decât crearea unui robot, participarea la concursuri atât în țară cât și în străinătate, dar și obținerea unor premii importante care ne fac să ne mândrim cu echipele de robotică. Vom descoperi universul fascinant al tehnologiei alături de invitații mei de astăzi, Alexandra Popescu, Carla Mihalcea și Gabriele Nache, membrii echipei InfoRobotics a Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Ploiești. Bună ziua, bine ați venit alături de noi! Bună ziua. Bună ziua! Ce ne puteți spune despre InfoRobotics? Cum a apărut InfoRobotics? De unde numele acesta? Info1Robotics, sau mai bine spus InfoD1Robotics, a fost o echipă de robotică creată acum 6 ani de clubul de programare InfoD1 al Liceului Caragiale. Provine din același prefix, cum ar veni, InfoD1, gândit tocmai din gradul de complexitate OD1 al informaticii și este practic o extindere a clubului Info 1. Cam câți membri sunt în această echipă? Momentan avem 15 membri, 4 voluntari speciali, 3 mentori și 5 peer mentori. Ce faceți în cadrul echipei? În cadrul echipei, de-a lungul sezonului, participăm la evenimente, atât tehnice cât și mai mult non-tehnice, prezentări. Cele tehnice sunt, de pildă, demonstrații ale robotului și competiții oficiale, evident. Cine este mentorul vostru? Cine vă ajută să creați ceea ce creați, roboții sau materialele necesare? Cine vă ajută cu ele pentru procurarea lor, pentru asamblare și tot ceea ce aveți nevoie? Mentorul în legătură cu școala este doamna profesoară Lica Daniela, profesoară de informatică, care a și început acest club, și mentorul responsabil de echipa noastră în special este Tudor Avram, care se ocupă cu cele menționate de dumneavoastră. Cum sunt alese sarcinile pe care trebuie să le îndepliniți? În funcție de ce criterii? Practic, echipa este împărțită în două bucăți, tehnic și non-tehnic. Sarcinile, fiind de asemenea tehnice și non-tehnice, sunt atribuite persoanelor corespunzătoare, iar atunci când se face înscrierea în echipă, te poți decide dacă dorești să fii pe profilul tehnic sau non-tehnic, iar în urma unor probe poți intra. De cât timp faci parte din această echipă? Acesta este al 3-lea an al meu în echipă și sunt pe profilul tehnic. Am înțeles. Carla, tu de cât timp faci parte din această echipă a roboticii? La mine este primul an în echipă și sunt foarte încântată că am reușit să ajung aici. Și cum ți se pare activitatea pe care o desfășori aici? Este foarte interesantă activitatea și îmi place că suntem foarte uniți ca echipă și că ne ajutăm unii pe alții, participăm toți la toate evenimentele, chiar și de tehnic și de non-tehnic, încercăm să mergem în număr cât mai mare. Alexandra, tu ce poți să-mi spui despre InfoRobotics? Cum ți se pare această echipă și de cât timp ești membru? Sunt de 3 ani membră în cadrul echipei. Pentru mine deja, și cred că și pentru Gabi, pentru toți, după o perioadă devine ca o familie. Noi ne petrecem majoritatea timpului acolo. Dacă ne întreabă cineva și ce face astăzi după liceu? Păi, uite, mă duc la robotică, că acolo îmi place să petrec timpul și fără să ne dăm seama, intrând în echipă, am ajuns să ne dezvoltăm abilități pe care nu știam că le avem, să cunoaștem persoane noi, să călătorim și să ne dezvoltăm pe plan personal cât și profesional. Cum reușiți să îmbinați orele pe care le aveți în fiecare zi, pentru că programul zilnic școlar este destul de încărcat, aveți câte 7-8 ore în fiecare zi? Cum reușiți să îmbinați aceste ore cu timpul pe care îl acordați roboticii? Reușiți să faceți față? Este bine? Vă descurcați? Sincer să fiu, de multe ori aceasta este o problemă în
de cursul sezonului. Cred că. Da, o provocare. Însă reușim, deoarece în timpul competițiilor suntem și ajutați de legătura noastră cu școala și primim scutiri, de exemplu, dar în același timp perioada liberă pe care o avem după școală se poate împărți optimizând taskurile pe care le avem fiecare în echipă. Astfel ne putem face timp liber pentru ce avem nevoie, fiind ajutați unul de celălalt. În funcție de ce criterii sunt aleși membrii echipei? Până acum 2 ani doar aveam practic un interviu în care se prezenta o temă anterioară, iar apoi ni se puneau întrebări candidatului, în urma cărora urma să primească rezultatul, dar ne-am decis să progresăm un nivel la a face un bootcamp, cum îi spunem noi, unde doritorii sunt doriți să participe în 3 zile la probe de pe toate departamentele și mai apoi în funcție de performanța lor acolo, unde sunt grupați tot așa în niște mini-echipe, le se prezintă și un interviu și în urma tuturor celor menționate mai sus primesc un score, o notă și li se decide intrarea. Am înțeles. Aveți un logo al echipei? Da, logo-ul echipei este... Am văzut, aveți ceva instrucționat pe tricouri. Acela este logo-ul, am înțeles. În cadrul echipei aveți o parte tehnică și o parte non-tehnică. Ați putea să ne dați mai multe detalii despre aceste două părți? Ce faceți în cadrul părții tehnice și ce se face, cu ce se ocupă partea non-tehnică? Păi, ca să încep eu despre partea tehnică, aș spune că ea se ocupă cu aducerea robotului în realitate. Prin numeroși pași. La început, robotul este mai întâi proiectat 3D. După aceea, această schiță este construită prin piese comandate sau manufacturate. Robotul, odată ce fizic există, urmează să fie programat, iar mai apoi este gata să fie pus pe teren. Iar despre partea non-tehnică, poate să vă spună mai mult colega mea. Înainte de a ne spune, Alexandra, despre partea non-tehnică, aș dori să te mai întreb tu exact cu ce te ocupi în partea tehnică. Ce aport ai tu în crearea robotului? Eu, de la început, de când am completat formularul de înscriere, am bifat că îmi doresc partea de construcție. Mereu mi-a plăcut această idee de a avea posibilitatea de a prototipa, de a experimenta fizic cu piesele pe care le ai și mai ales de a construi efectiv, de a pune cap la cap robotul. Alexandra, tu ce faci? Partea non-tehnică ține mai mult de organizare de evenimente, apariții media, cum este și aceasta, căutarea și găsirea noilor sponsori și parteneri, promovarea echipei, cât și în competiție nu sunt doar meciuri cu robotul, există și un portofoliu și un caiet tehnic, sunt două mari componente care ne ajută pentru a câștiga un premiu și a fi nominalizați pentru un premiu, portofoliu fiind o lucrare de 15 pagini și caietul fiind o lucrare mai detaliată de 400-500 de pagini. Cam asta face departamentul non-tehnic, evenimente, activități și eu, în general, mă ocup cu de toate. Adică, la noi în departament, de sigur, în fiecare departament, și în tehnic și non-tehnic, nu lăsăm să facem, ok, tu ești pe proiectare, asta nu înseamnă că o să faci construcție, nu, noi facem de toate. Adică și noi de la non-tehnic, dacă de exemplu au nevoie cei de la tehnic de o mână de ajutor, venim și îi ajutăm. Și tot așa, adică
toți de la non-tehnic știu să facă o organizare bună de evenimente, știu să găsească un sponsor. Te ajută în organizarea evenimentelor la rândul lor? Da. Deci nu te ocupi doar tu singurică, da. Adică dacă ai nevoie de ajutor, te sprijină și există omul de încredere pe care te poți baza. Am înțeles. Carla, tu ce faci în cadrul echipei Info Robotics? Eu sunt pe departamentul tehnic și anul acesta fiind primul an, echipa noastră încearcă să ne învețe să facem cât mai multe, adică pe noi ne-au încurajat să facem și proiectare și construcție și pe băieții care s-au înscris și pe programare, un coleg de-al nostru mai mare a ajutat și cu programarea, cu sfaturi. Anul acesta noi ne-am ocupat de Bobot, pe care îl puteți vedea și aici. Nu este tema de center stage de anul ăsta, este o temă de anul trecut de la Global. Ce ne puteți spune despre roboțelul pe care îl aveți lângă voi? După cum ați auzit, roboțelul de aici este supranumit Bobot, o combinație între boboc și robot, după ideea că bobocii, membrii noi în echipă, sunt responsabili de construcția acestea. Scopul lui principal este ca acești membrii noi să se familiarizeze cu toate procesele tehnice pentru realizarea unui robot, fiind liber să experimenteze cu ce vor ei, fără să trebuiască să fie întrerupt sau să se suprapună cu construcția robotului principal din acest sezon. Mai mult decât atât, bobotul nu este făcut pentru sezonul de anul acesta, astfel ei practic pot să prindă experiența unor mecanisme din două sezoane în același timp. Cât de provocatoare este crearea unui robot? De câte ore sunt necesare pentru a realiza procesul final, de a ajunge la crearea finală a robotului? Cu siguranță nu vă pot da un număr exact, dar pot spune că e considerabil de mare, mai ales pentru că niciodată nu o să iasă exact cum îți imaginai. Cea mai mare diferență pot spune că este din procesul de proiectare în procesul de construcție, deoarece atunci când îl proiectezi e un mediu perfect și toate piesele în schiță se îmbină la limită, totul e în regulă, arată impecabil. În realitate niciodată nu o să iasă exact la fel și o să întâmpini anumite dificultăți. Ce este mai anevoios în crearea robotului? La ce întâmpinați dificultăți? Aș spune că aceasta depinde de la temă la temă, însă, în general, programarea este destul de anevoioasă, să-i spun așa. Fiecare temă modifică drastic codul, iar acesta trebuie perfecționat de-a lungul mai multor săptămâni ca să ajungă la o performanță constantă. La cât timp primiți sarcinile de lucru? Un sezon are aproximativ aceeași durată ca un an școlar. Noi primim tema la început de septembrie și... Aveți un timp limită pentru... Da. Competiția noastră națională, de exemplu, este... în aproximativ două săptămâni acum. În fiecare an se mai schimbă data, dar aproximativ în jurul acestor perioade. Este dificilă crearea robotului. Care vi s-a părut mai dificil de creat? Câți roboți ați creat până acum? Și la care ați întâmpinat cele mai multe dificultăți? Evident, noi de la an la an încercăm să inovăm din ce în ce mai mult și să creăm sisteme mult mai complexe decât anul precedent. Din experiența mea de 3 roboți, aș putea spune că e progresivă complexitatea acestora, cu toate că la fiecare am încercat să avem un mecanism wow, un mecanism care să dea foarte bine atunci când e scris de el, vorbit de el, când este văzut în acțiune. Aș spune că, în continuare, robotul curent este cel mai dificil de realizat dintre toți.
Nu doar crearea robotului este provocatoare, dar cum reușiți totodată să procurați toate materialele de care aveți nevoie pentru asamblarea acestuia, pentru programare, pentru toate părțile care implică crearea robotului? Piesele de pe partea electrică, atât cât motoarele și mai multe piese oficiale, să le spun așa, sunt comandate din America, din Europa, de la Gobilda, de exemplu, Rev, firme cu istorie în competiție, dar noi în ultimii ani am investit foarte mult în manufacturarea de piese, atât prin imprimante 3D și piese printate cu ajutorul acestora, cât și prin piese manufacturate la CNC. Avem un CNC acum și pe romană, dar ne ajută foarte mult și sponsorii noștri, Gusto și iPad, care de fiecare dată ne susțin în crearea acestor piese. Alexandra, tu câți roboți ai reușit să creezi până acum? La câți roboți ai reușit să participi la crearea? La noi acesta ar fi al doilea robot. Am avut un prototip de robot înainte de acesta, de bobotul acesta, și am văzut cum s-au creat anul ăsta, dacă nu mă înșel, 3 sau 4 roboți. Acum suntem la prototipul final, sperăm, care este și cel mai bun de anul acesta. Pentru ce ați creat? Cu ce scop ați creat acest robot? Pentru tema Center Stage, care se schimbă în fiecare an, cum a zis și Gabi. Anul acesta avem de luat niște pixeli și depus și pe o tablă în partea cealaltă a terenului. Care este primul concurs la care ați participat? Cred că anul acesta eu am participat prima oară la un demo de la Târgoviște. Cum ți s-a părut concursul? A fost foarte interesant și am stat cât mai în primul rând să văd tot ce se întâmplă. Eram foarte fascinată de toți roboții care erau acolo, având în vedere că până atunci văzusem robotul nostru și doar câțiva pe internet. Și am stat cât mai atentă ca să văd celelalte echipe, ce fac, cum sunt roboții lor și să mă pot inspira ca să le pot spune celor mari ce idei mi-au venit. Cum ți s-au părut celelalte echipe? Ți s-au părut a fi pregătite? A fost provocatoare concurența? Da, e provocatoare concurența și în regiunea noastră, la fel și în celelalte regiuni, sunt foarte multe echipe foarte bune care se pregătesc intens, la fel ca și noi, și consider că este foarte greu să ajungi de la o etapă la alta, având în vedere câte echipe sunt și cât de bune sunt. Ați comunicat, echipa InfoRobotics a putut, cu membrii echipei au putut comunica cu membrii celorlalte echipe? Ați avut voie să comunicați între voi? Da, în cadrul competiției noastre se încurajează foarte mult să comunicăm și să ne ajutăm unii pe alții. Noi suntem în joc, suntem împărțiți în două echipe și în fiecare echipă sunt două echipe de robotică. Și într-un meci poți să fii cu o echipă în alianță și în celălalt meci să joci contra acelei echipe și trebuie să înveți să poți să colaborezi cu echipa, dar în același timp să știi și cum să faci să câștigi în meciul în care sunteți rivali. Gabi, tu la câte concursuri ai participat cu echipa? Sincer, nici nu știu, le-am cam pierdut numărul. Dar, foarte multe, asta este de lăudat. Pot de spune aprecia. Că majoritatea au fost neoficiale, însă tocmai din acest motiv am putut face rost de experiența necesară. După părerea mea, este foarte important, mai ales pentru membrii noi, după cum ați văzut și la Carla, să participe la competiții neoficiale, nu numai pentru a se obișnui cu atmosfera competiției, ci și pentru a vedea cum ar trebui să se organizeze și cum să acționeze într-un mediu presat de timp și sub stres. Vă ajută experiențele în urma concursurilor la care participați să deveniți mai buni, să vă doriți să faceți cât mai multe lucruri interesante și la următoarele concursuri la care participați să vă doriți să luați marele premiu, de ce nu?
Cu siguranță. Consider că ăsta e motivul principal pentru care ai participa la o competiție neoficială. În primul rând, ea te ajută să observi cu adevărat ce se petrece în aceste situații. De exemplu, robotul poate fi testat de nenumărate ori la sediu. Niciodată nu poți să știi cu exactitate ce se va întâmpla într-un meci real. În plus, performanța per total a echipei, atât non-tehnic cât și tehnic, este evaluată acolo. Cu toate că nu este exact ca o competiție oficială, e cel mai apropiat mod pe care îl poți procura. Și din acest motiv consider că ar trebui să particip la cât mai multe. Cât de utilă este robotica? Vă ajută și la performanțele școlare? Noi folosim într-adevăr fizica, de exemplu, în principal, informatica pe partea de programare, cu toate că nu se aseamănă 100% cu materia predată în liceu, consider că aplicarea acestor concepte practic și observarea lor în persoană te pot motiva în a continua studiul pe aceste domenii. Alexandra, tu ce ne poți spune despre robotică? Ți se pare că este utilă? Te ajută în progresul tău zilnic? Mi se pare foarte... Carla, scuză-mă! E ok. Mi se pare că mă ajută și la liceu foarte mult și eu fiind pe un profil uman, este foarte... nu știu cum să zic. Profesorii sunt foarte uimiți că fac parte din asta, mai ales profesorii de fizică, TIC, matematică. Mă ajută, mai ales la fizică, mă ajută foarte mult pentru că în timp ce scriem în caietul tehnic, mă mai uit să văd ce au mai făcut cei mari, ce calcule, ce, și sunt curioasă să văd cum le-au făcut și atunci mă ajută și la școală să pun în practică, să învăț lucruri noi. Alexandra, tu ce zici? Ce părere ai? Vă ajută profesorii, vă sprijină în demersul vostru? Vă încurajează să vă atingeți obiectivele? Cadrele didactice ne sunt de fiecare dată alături, mai ales pentru că noi și organizăm destul de multe evenimente în cadrul colegiului din care facem parte și sunt dornici să aducă de fiecare dată robotica și echipa mai în față, pentru că de fiecare dată știu că putem mai mult. La ore sunt destul de înțelegători când știu că avem competiția și știu că stăm foarte mult să ne pregătim pentru aceasta. Și unii chiar se uită și live pe YouTube când avem evenimente sau competiții și ne susțin de acasă. Ce simțiți în momentul în care finalizați o sarcină, în care atingeți obiectivul, creați robotul, îl puneți în funcțiune și acesta este întocmai așa cum vă doriți voi? Pot spune că e un nivel considerabil de satisfacție, mai ales că de multe ori nu se întâmplă asta, însă e un sentiment plăcut pe total în echipă, deoarece cu siguranță nu doar o singură persoană a lucrat la asta și cu atât mai bine se resimte această fericire când te bucuri cu mai mulți. Carla, tu ce sentimente încerci în momentul în care realizezi că munca ta a dat roade? La fel cum a zis și Gabi, este foarte multă satisfacție, având în vedere că până să ajungem la acel prototip final care merge cum ne-am dorit noi, am trecut prin multe lucruri, prin multe obstacole și a fost destul de greu să ajungem acolo. Alexandra? La non-tehnic e puțin mai diferit. Noi nu avem un robot pe care să-l punem pe teren, dar la sfârșitul fiecărui eveniment ne bucurăm să vedem pe echipurile elevilor, profesorilor, pe chipurile persoanelor din comunitatea locală, cât și din comunitatea competiției, că sunt fericiți că au învățat ceva la sfârșitul evenimentului, că i-am adus mai aproape de acest domeniu al roboticii. Da. Ce ne puteți spune despre competiția First Tech Challenge?
Competiția First Tech Challenge reprezintă un nivel de mijloc al competiției First. Practic, la început, acum este FLL, First Lego League, care practic e pentru, menită pentru elevii de gimnaziu, unde ei se pot experimenta între roboticii cu piese de Lego, un fel de Lego tehnic, doar ca un plus și partea electrică. Mai apoi, la liceu, le este prezentat FTC, competiția la care noi participăm, First Tech Challenge, unde partea electronică este mai avansată, piesele sunt la un următorul nivel și mai apoi, de la facultate sau chiar tot din liceu, există FRC, First Robotics Competition, care este ultimul nivel al competiției, unde e cel mai înalt nivel de atât piese cât și electronică. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, vom reveni imediat în platoul emisiunii. Am revenit în platoul emisiunii alături de invitații mei și vom relua discuția despre concursul, despre competiția First Tech Challenge. Și aș vrea să întreb invitații dacă această competiție se desfășoară la anumite perioade de timp. Da, competiția fiind pe sezoane se desfășoară în fiecare an, practic, anul fiind împărțit în season și off-season. Sezonul, după cum am spus, este aproximativ cât anul școlar, iar perioada dintre vacanța de vară plus un pic înainte este perioada de off-season. La câte sezoane ați participat? Eu, fiind de 3 ani în echipă, la 3 sezoane. Carla, tu ai reușit să participi la vreun sezon în această competiție? La mine este primul sezon acesta. Am fost la competiția regională alături de toată echipa și urmează să mergem la națională. Cum ți s-a părut competiția regională? A fost foarte diferită față de League Meet-urile la care am fost înainte, pentru că au fost vreo 50 și ceva sau 60 de echipe și la competițiile dinainte maxima era de 20. Fiind toate echipele din regiunea noastră, a fost interesant să cunosc și oameni noi pe care nu-i cunoscuserăm până atunci la celelalte competiții. Și acum vreau să merg la națională, sunt foarte nerăbdătoare ca să cunosc și echipe și oameni din celelalte regiuni. Cam câte echipe au participat la acest concurs? La regională, da, în jur de 55-60, iar la națională cred că sunt în jur de 60 de echipe. De care echipă v-a fost cel mai teamă? A fost vreo echipă care v-a provocat mai mult, care v-a pus în dificultate un pic oarecum? Nu aș spune că avem o teamă sau o rivalitate între echipe, oricine am fi, dar evident este o competiție între noi, amicală, atât pe realizarea robotului cât și pe partea non-tehnică, iar competitori sunt după nivelul de pregătire al tuturor echipelor ridicat, destul de mulți. La ce alte concursuri naționale ați participat până acum? Cu echipa. Concurs național oficial este decât naționala, dar la nivel național, în sensul că echipe din toată țara pot participa, s-au organizat mai multe competiții neoficiale de-a lungul sezonului. Și internaționale? Ați participat și la concursuri internaționale? Internaționale, da, în sezonul din de Fright Frenzy, practic acum 2 sezoane, ne-am calificat la etapa mondială a competiției, care s-a ținut la Houston, în America. Acolo am participat prima dată eu la o competiție internațională, pe lângă cea din Rusia, la care ne-am calificat remote, adică filmând meciurile de la noi, de la sediu, însă nu am putut participa fizic la următoarea etapă din cauza războiului.
Iar anul trecut, sezonul trecut, în vară am participat la o competiție invitațională în Chicago, America, care a fost practic a doua competiție. Cât de dificil a fost să ajungeți în Houston? A fost foarte dificil. Eu nu am realizat atunci, fiind primul meu an. Ajutam pe cât puteam, însă vedeam non-stop pe grup, venind la sediu, că erau membrii prezenți aproape non-stop, lumea lucra în armonie, ca să spun așa, ceea ce consider că e cel mai important, nu numai să turnăm aceste ore non-stop în competiție, dar să o facem cât mai eficient, cooperând între noi. Ce a trebuit să faceți acolo? Ce ați avut? Un roboțel bănuiesc ați avut, nu? Da. Ce trebuia să facă acel robot? În ce a constat competiția? Tema de acum 2 ani, Fright Frenzy, practic aborda transportul de materiale, acestea fiind sub forma de cuburi de diferite greutăți, cel mai ușor fiind un cub simplu de plastic, apoi un cub cu o greutate de metal și cu două greutăți de metal, și niște sfere, niște bile de plastic. Robotul trebuia să ajungă într-un warehouse, care era practic un depozit, unde toate aceste obiecte erau ținute. Trebuia să le ia cumva și să le pună pe un wobble, se numea. Era un, practic, un băț cu trei etaje, trei platforme, și care îți dădea puncte în funcție de înălțimea la care reușeai să le pui pe acele platforme. Mai apoi, în colț, în colțul fiecarei alianțe, pe jumătatea sa de teren, aveai un disc pe care trebuia să-l rotești, să dai niște rățuște de cauciuc jos, în teren. Acesta era deschisă numai în endgame, ultimele 30 secunde ale meciului. În vârful acestui stâlp de scorare puteai să pui un cap, un element personalizat al echipei, care îți oferea puncte bonus, iar partea de rivalitate prezentă în fiecare temă se afla în partea dreaptă a terenului, unde practic aveam un stâlp cu o platformă mare comună pe care cele două echipe trebuiau să se întreacă pentru a o înclina în partea lor de teren, astfel primind puncte bonus. Cum ați reușit să transportați robotul până acolo? În avion am avut... Am stat roboțelul cu voi? Nu. Un loc special în avion? Nu. Sau? Am achiziționat o cutie specială pentru a ne asigura că acesta nu pățește nimic în timpul zborului, și cu limita de greutate de la cală am reușit să-l transportăm. În condiții de siguranță, da. Evident. Cum ți s-a părut competiția de la Chicago? Competiția de la Chicago, acum fiind mai experimentat vara trecută, și fiind și parte din driving team, practic membrii care controlează robotul în timpul meciului, mi s-a părut mult mai intensă decât cea de la Houston. În același timp, practic programa competiției era diferită, mai mult mai multe meciuri, mai puțin timp de respirație între ele, și din acest motiv mi s-a părut mai intensă pe total, din care... punctul meu de vedere. Care este cel mai important premiu pe care l-ați obținut până acum? Cel mai important premiu pe care l-am obținut până acum, aș spune că este, după nivelul competiției, ar fi practic Judges' Choice Award de la Mondiale, deoarece este un premiu de mondială, logică, valorează mai mult, dar pentru mine personal și pentru probabil mai mulți membri din echipă, cea mai mare entuziasmare pe care am avut-o a fost atunci când am câștigat Inspire 1 la națională acum 2 ani, premiul care ne-a și ajutat să ne calificăm în Houston. Țin minte că toată lumea era fericită, toată lumea zâmbea maxim, era o nebunie pe total în echipă.
Alexandra, revin la tine și aș vrea să te întreb, care este ultimul eveniment la care a participat echipa InfoRobotics? Ultimul eveniment a avut loc în ziua de duminică, a fost o competiție amicală între roboții din regiunea noastră, regiunea București, dar weekendul a fost plin de evenimente și sâmbătă a avut loc la Sala Europa un eveniment numit InfoAntox Eastern Community Lounge, care s-a bazat pe diferite discuții cu experți din domeniul STEAM, cât și pe un fel de showroom în care expozanții aveau standuri și puteau să prezinte mai multe despre ei. Câțiva dintre expozanții au fost cluburi de robotică, de știință, astronomie, cât și Consiliul Județean al Elevilor, Art Town Festival, ONG-uri din Ploieștiul nostru. Au fost și alte echipe de robotică care s-au alăturat aceste inițiative? Desigur, evenimentul a fost organizat alături de echipa Easter Foxes, a doua echipă din liceul nostru, și alături de aceștia am pornit să organizăm evenimentul, care a fost de un mare succes. Iar în cadrul evenimentului au fost mai multe echipe din Ploiești care au putut avea stand și au putut să împărtășească mai mult din experiența lor în cadrul competiției. Cât de provocatoare a fost organizarea acestui eveniment? Destul de provocatoare, pentru că de fiecare dată intervin lucruri la care nu ne puteam aștepta, cum ar fi spațiul sau anumite lucruri logistice, de materiale. Disponibilitatea invitaților. Disponibilitatea invitaților, speakerilor. Dar cred că l-am organizat într-o lună, așa. Cam ce impact credeți că au asupra comunității astfel de evenimente? Destul de mare, pentru că pe lângă faptul că noi vorbim despre robotică, ceea ce este evident, vorbim și de domeniile STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică, iar speakerii noștri au acoperit toate domeniile acestea și este bine pentru elevi să cunoască mai multe, poate așa își dezvoltă pasiunile sau ajung să cunoască persoane care îi pot ajuta. Am avut unul dintre speakeri a fost una dintre cofondatoarele Vreau să studiez în America și după ce s-a terminat speech-ul ei în care a vorbit, au venit foarte mulți copii și au început să aibă o discuție liberă cu ea și într-un fel sau altul este o oportunitate pentru toți să comunice și să primească sfatul de la oameni care au mai multă experiență și au trecut prin mai multe. În urma acestor evenimente, tinerii, elevi de seama voastră, adolescenți de seama voastră, sunt interesați și ei la rândul lor de partea asta a roboticii și ar dori să facă și ei parte dintr-o echipă a roboticii? Da. Observăm că de fiecare dată, cu fiecare sezon, an ce trece, când apare perioada de recrutări în timpul verii, când fiecare echipă își caută potențiali membri sau chiar unii elevi își formează în diverse liceuri alte echipe noi, asta este cel mai important lucru, că împărtășim competiția și am observat că de-a lungul anilor s-au mai format încă două echipe în Ploiești, trei echipe în București și numărul copiilor pasionați de robotică crește în fiecare an într-un mod foarte mare. La noi în echipă, vara când avem bootcamp-ul, de care a vorbit și Gabi, mereu sunt cu 5 copii mai mult, cu 6 copii mai mult, de aceea am și implementat un lucru nou. Competiția nu îți permite să ai în cadrul echipei mai mult de 15 membri în mod oficial. Și pentru că sunt foarte mulți copii dornici să învețe și noi vrem să îi luăm lângă noi, să stea pe lângă noi, la noi la
sediu, să mai vină la competiții, ca ulterior poate să intre în echipă când se eliberează un loc. Am deschis și partea aceasta de voluntari și voluntari speciali. Echipa noastră anul acesta a avut peste 40 de voluntari care ne-au ajutat din punct de vedere al organizării de evenimente și acum are 4 voluntari speciali care sunt viitori membri. Ce alte evenimente ați organizat sau la ce alte evenimente ați participat până acum? Am mai organizat recent, cred că în săptămâna altfel, un treasure hunt în cadrul colegiului Ion Luca Caragiale, care a fost făcut, realizat pentru a ajuta elevii să vină la noi. Adică au fost un fel de ziua porților deschise pentru ei, au avut oportunitatea să exploreze liceul, distrându-se și cunoscând persoane noi în echipe, făcând ceva non-formal. Au participat elevi doar de la noi din oraș, din Ploiești, sau și din împrejurim, din întreg județul? Ca și anul trecut, anul acesta a fost a doua ediție cu acest scop al Treasure Hunt-ului, au participat foarte mulți oameni și din afara Ploieștiului, de la alte școli, din alte localități apropiate și ne-am bucurat foarte tare. De fiecare dată a trebuit să oprim formularul de înscrieri pentru că veneau foarte erau foarte mulți care se înscriau. Da. Și e foarte interesant să vezi cum ei au oportunitatea să alerge pe holurile liceului, să descopere fiecare sală de clasă, scările profesorilor, absolut totul și să se distreze în același timp, aflând și lucruri despre istoria colegiului și despre cum se desfășoară orele la noi. Care este următorul eveniment pe care vă doriți să-l organizați? Avem foarte multe evenimente în plan, nu știu exact să zic unul care să fie foarte apropiat sau la care veți participa, aveți vreun eveniment care urmează și la care veți participa cu echipa? Weekendul acesta vom fi din nou expozanți în cadrul târgului IUF de universități și următoarea săptămână urmează competiția națională, care este foarte importantă, de aceea nici nu prea organizăm evenimente, mai mult ne focusăm pe lucrul în laborator ca să ne perfecționăm. Competiția va începe de joi și va fi la Iași, deci o să trebuiască să călătorim până acolo și de aceea ne și pregătim pentru acea competiție. Gabi și Carla, aș vrea să vă întreb care sunt obiectivele voastre pentru viitor? Ce vă așteptați să faceți în cadrul echipei? Ce v-ați dori să faceți? O să încep eu, pentru că nu mai am așa mult timp ca membru în echipă. O să urmează să termin a 12-a anul acesta. Și îți urăm mult succes la BAC! Mulțumesc! Și de acesta sper că în puținul timp pe care îl mai am să ajut cât de mult pot și mai ales ca acest ultim sezon al meu să fie cât de reușit posibil. În continuare mi-aș dori să păstrez legătura cu echipa, poate drept peer mentor sau în orice caz să mențin legătura cu oamenii care mi-au fost alături acești ani. Îți doresc să urmezi studiile în continuare la noi în țară sau te gândești la o universitate din afară? Am aplicat, de fapt, la una dintre ele am și dat examenul deja la o facultate din Olanda și urmează să dau și la alta tot din Olanda, deoarece ei oferă niște programe de studiu atractive, mai ales pe acest domeniu. Și mă pot folosi și de CV-ul construit în anii aceștia. Am decis să încerc. Îți dorim mult succes! Mulțumesc! Carla, tu ce obiective ai? Eu vreau să încercăm să le călcăm pe urme colegilor noștri care au terminat și care o să termine acum și să ajungem la cât mai multe competiții internaționale și să avem rezultate cel puțin la fel de bune ca ale lor.
Ce așteptări aveți de la sezonul următor? Eu personal sper să continue acest obicei pe care l-au, să reinventeze jocul în fiecare sezon într-un mod mai complex, să zic așa. Din câte am văzut pe parcursul acestor trei sezoane, a progresat foarte mult strategia, practic, în fiecare meci. La început, în Fright Frenzy, acum 2 ani, cu toate că aveai nevoie de un oarecare nivel de coordonare și de strategie în echipă, rolurile erau destul de bine definite pe alianță, iar meciul se era într-un fel liniar. Deja puteai să cam prezici ce urmează să se întâmple. Acum un sezon în urmă, în Power Play, a fost introdusă o mecanică interesantă pe echipe, unde cam practic tot terenul este o competiție pe deținerea de teren. Cum să vă explic? Terenul era practic un fel de tablă de X și 0 mare. Fiecare alianță avea, deci dorea de fapt să unească două colțuri opuse pe care erau repartizați, astfel primim puncte bonus. În felul acesta, cu un număr limitat de conuri care reprezentau X-ul sau 0-ul respectiv, ei trebuiau să reușească să acopere practic echipa dinamică. Astfel trebuia să ai o strategie foarte bine definită și te ratezi pe parcursul meciului. În același timp, în sezonul de anul acesta, au introdus mozaicul, care trebuie să ai o precizie considerabilă la robot să poți să realizezi, și mai ales trebuie să te coordonezi foarte bine cu partenerul de alianță. Carla, care ar fi un ultim îndemn pentru cei pasionați de robotică? Ce ai vrea să le transmiți acestora? Toți cei care sunt pasionați de robotică îi sfătuiesc să încerce și să aplice la echipe, să meargă la bootcamp-uri, la interviuri, pentru că fiind destul de puține locuri în echipă, dacă ai șansa să ajungi într-o echipă, este foarte frumos și adrenalina din competiții și competițiile nu se compară cu nimic altceva. Alexandra, tu ce mesaj ai dori să le transmiți acestora? Intrați într-o echipă de robotică, o să devină a doua casă a voastră, a doua familie. Munciți pentru viitorul vostru și pentru viitorul în educație. Vă urez mult succes mai departe, atât la concursurile naționale, internaționale care vor veni, cât și la organizarea evenimentelor care vor avea loc. Robotica este un domeniu fascinant și atractiv. Nu este ușor să proiectezi, să construiești și să programezi un robot de exemplu. Este nevoie nu doar de multe ore de muncă, dar și de talent și îndemânare. Și să nu uităm și de imaginație. Echipele de robotică au nevoie de încurajare, devotament și susținere pentru a-și atinge obiectivele și pentru a ne reprezenta în continuare cu succes la concursurile naționale și internaționale. Să încurajăm tinerii să își descopere talentele, să îi sprijinim în demersul lor de a deveni mai buni, de a deveni adulți responsabili. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept cu drag la următoarea ediție. La revedere!